trei puncte mari pentru obiectivul pe care l-avem de îndeplinit. Sperăm din tot sufletul să ținem jucătorii cu picioarele pe pământ după această victorie, pentru că suntem într-o luptă foarte, foarte acerbă și aprigă, care va dura până la sfârșit. În mod îmi doresc să spun, dacă aveți întrebări. E cheia voinței apărarea, pentru că atunci când nu luați gol, voința joacă foarte bine și de obicei reușește să câștige sau să scoată un rezultat bun. E o echipă de moral, voința și din punctul ăsta de vedere? Dacă e să analizăm concret pe fapte, în tot campionatul care s-a desfășurat până acum am avut, cred că, un singur meci și încă o repriză în care n-am reușit, din punct de vedere fizic, să facem fața adversarului. Numele predestinat pe care avem voința se vede pe teren. Știm foarte bine și am mai spus într-un interviu, noi nu jucăm fotbal, noi muncim. Și de aceea am dorit ca victoria de astăzi să nu fie supralicitată. Este o victorie de 3 puncte și încă o dată trebuie să rămânem foarte concentrați și conectați pentru următoarele meciuri. Ne așteaptă un meci foarte, foarte greu la Rapid, care va avea un cu tot alt istoric. Ce v-a încântat la echipa noastră? Deci ca și celelalte meciuri. Voința, numai că astăzi ne-au ieșit absolut foarte, ne-au ieșit foarte multe lucruri, începând de la combativitatea și agresivitatea pe care am avut-o. Ne-au ieșit golurile. La Galați am pierdut 3-0, nu pentru că am jucat slab, ci pentru că am jucat ceea ce nu știm noi. 1-0 minutul 2 pentru Galați, o echipă de atac rapid și contraatac. După aceea ne-au lăsat să jucăm și au contraatacat. Astăzi am dat golurile în momentele psihologice foarte importante ale jocului și am dominat din punct de vedere psihologic ales jocul. Este greu și pentru echipa Cavaslui să alerge și să depună efort împotriva unei echipe care arăta astăzi ca o echipă cu 11 bulterie. Sincer, mușcau și... Dumneavoastră vă așteptați să câștigați cu 3-0, dacă v-aș spune. Poate ne credeți puțin nebuni. Astăzi, și Alex, după meciul de la Galați, a avut o credere foarte, foarte mare pe care a transmis-o jucătorilor la ședința pe care avem la fiecare antrenament de început de săptămână, a spus că îi batem pe Vaslui. Astăzi, ca o altă paralelă, sau cum se spune, în viață întotdeauna, am spus astăzi este 7-4, pe pozitiv, 7-4 este 3, dar te vom bate și 3-0 este un pic bizar. Poate chiar o coincidență a fost că la Galați am jucat pe 1-4, deci 1-4 a fost -3, mă rog, ca să glumim. Dar, încă o dată, nu dorim să facem nuntă mare după această victorie, cum n-am făcut nicio înmormântare după înfrângerea cu 3-0 după meciul cu Galați. Și, încă o dată, mai sunt 9 etape de foc și după ultima etapă din 20 mai, când vom rămâne peste linie, cred că atunci avem voie să ne bucurăm, pentru că sunt sigur că vom realiza un obiectiv mare. E o coincidență faptul că în momentul în care au revenit în echipă 3 jucători cu experiență, voința a juca mai bine, mă refer aici la Grigore, Dâlbea și chiar și Beza. Este, bineînțeles că este din punct de vedere psihologic și pentru noi important să ne bazăm pe fiecare jucător și pe toți pe cei care avem în lot, însă noi știm anumite limite pe care le avem, iar experiența pe care o au un Dâlbea, un Beza, un Grigore, nu se poate compara. Deci acesta este, bineînțeles, un plus pe care l-am avut astăzi la nivelul de experiență. Jucători accidentați? Sperăm să nu fie. Avem câțiva jucători care, cum se spune, fluier de ultima gaură. Dar avem timp acum până duminica viitoare la meciul cu Rapid să-i... Printre este și Gore. Suflă cel puțin. Acum a fost, bineînțeles, foarte greu și pentru Dâlbea și pentru Gore, după 2-3 săptămâni de pauză, să intre într-un ritm și într-un meci atât de important. Încă o dată compliment pentru jucătorii care au revenit. Nimeni nu știe cât de greu este să se intre într-un ritm de joc contra unei echipe cu nume. N-are rost să ne vorbim despre numele și despre potența echipei din noastră. Dar, încă o dată, rămânem cu picioarele pe pământ
și merge mai departe. De ce atmosfera este acum la vestiare, dacă tot spuneți că trebuie să rămână cu picioarele pe pământ? Este o euforie foarte mare, băieții merită acest lucru, au muncit pentru acest lucru, dar încă o dată, cred că rolul nostru la antrenorilor este la fel ca după o înfrângere, să nu dăm în ei și să nu îi criticăm și să-i călcăm în picioare, cum se spune. Iar după victorie trebuie să-i temperăm. Știm foarte bine că nu avem noua etapă și acesta este rolul nostru. Credeți că Rapidul va acorda mai mult?